Totul pentru familia mea, episodul 74 rezumat. Leila, care a căzut pe scări în timp ce se certa cu Susan din cauză că a vrut să-i spună lui Omer adevărul despre moartea lui Kadir, a fost dusă la spital și internată la unitatea de terapie intensivă. Sarko sfătuiește să se prefacă, că nu știe ce s-a întâmplat și după ce o liniștește, strică după ajutor și apoi sună la ambulanță. Toți cei prezenți sunt în stare de șoc când văd ce nenorocire s-a întâmplat și Tolga este devastat. În timp ce toată lumea varsă lacrimi pentru Leila, Tolga are cea mai mare nevoie de un miracol și băieții devin un adevărat sprijin pentru el. Akif vine în curtea spitalului și îi spune lui Susan că a reușit să șteargă înregistrările de pe camerele de supraveghere. Ea îi mulțumește că a înlăturat dovezile și nu va avea probleme cu poliția. Susan, care suferă de remușcări pentru accidentarea Leilei, găsește sprijinul pe care îl caută în SARP și Omer nu poate înțelege această situație. Minciuna cu privire la sarcina falsă a lui Ghionul este dezvăluită, când Orhan primește pachetul și din greșeală varsă apă pe cutie. El crede că ar putea fi ceva care să se deterioreze în contact cu apa și când desface cutia, găsește înăuntru o burtă falsă de gravidă. Ghionul la început încearcă să nege că îi aparține, dar în cele din urmă îi spune adevărul, pentru că i-a promis că nu-l va mai minți, și începe să se victimizeze, spunând încă de frică că o va părăsi, a recurs la acest gest oribil. Orhan este foarte dezamăgit și decide în cele din urmă să se despartă de ea, dar Ghionul nu vrea să renunțe la soțul ei. Shenyul așteaptă ca Orhan să se întoarcă acasă, dar nu se arată față de el. Orhan devine din ce în ce mai atașat de fiul său și pare să regrete că a divorțat. Shenyul nu are nicio intenție să-l ierte așa ușor, dar se bucură când Orhan îi spune că Ghionul nu este însărcinată și că totul a fost o minciună ca să ne divorțeze de ea. Ahmed îl invită pe Omer acasă la o cină în familie. Există și un cadou surpriză pentru Omer, care în acest moment se apropie din ce în ce mai mult de familia Ilmaz. Efortul lui Ahmed de a topi gheața în familie este inutil, dimpotrivă, îi aprinde invidia lui Sarp, care dacă ar putea l-ar face pe Omer să dispară de pe fața pământului. Sângerarea din creierul Leilei, care se luptă pentru viața ei în spital, scapă de sub control și creierul intră în moarte cerebrală. Leila, care a completat un formular pentru un transplant de organe, devine un far de speranță pentru o fetiță, care are nevoie urgentă de un transplant de inimă. Cu toate acestea, Tolga, care este distrus de moartea surorii sale, nu este încă pregătit să ia această decizie, când doctorița îl înștiințează despre acest lucru și Susan este în stare de șoc. Tolga întâlnește în spital pe cineva la care nu se aștepta și devine începutul la ceva nou pentru el, când își dă seama că este fetița pe care o îndrăgea Leila și are nevoie de transplant urgent de inimă. Susan, care se învinovățește pentru moartea Leilei și în orice moment, este pe cale să povestească ce s-a întâmplat, se duce acasă la familia Ilmaz și îi spune lui Sarp că fata a murit. Sarp, care este foarte invidios din cauza că Ahmed i-a cumpărat o motocicletă lui Omer, nu pierde ocazia de a-i transforma ziua fericită într-un coșmar. El o consolează pe Susan, care se coboară din mașină și plângând fuge direct în brațele lui Sarp și cei doi se îmbrățișează în fața lui Omer, care exact în acel moment a ieșit afară împreună cu Yasmin. El este conștient de tot și de data aceasta, își păstrează calmul și nu răbufnește ca de obicei. Vă mulțumesc pentru vizionare!